Centrarea lui Mario Camora s-a reit, gol! Gol Cătălin Itu, minutul 31. Ce bine e să ai și mijlocaș cu talie. Itu fructifică această centrare foarte bună a lui Camora. Boboc nu mai are ce să facă în spatele său, nu știu dacă el trebuia să fie la marcaj. Dar se poziționează foarte bine